Se apropie ora mesei, iar Flori știe foarte bine ce o așteaptă, pentru că Denis este un foarte bun negociator, iar mama lui este mereu persoana care cedează. Are un program regulat, mănâncă la o anumită oră. Da, la prânz, dimineața, cereale, banană sau ceea ce dorește el, dar nu mănâncă. Ați văzut banana și de dimineață în casă. Și la prânz, dar tot așa, două gurițe, la grădiniță, sandwich-ul, pachetelul și nu-l mănâncă, vine cu el acasă, mi-l pune doamna să vadă că... să-mi dau seama că n-am mâncat și... Mănâncă altceva în loc? Adică dulciuri? Chipsuri? Mai are. Înțeleg că nu mai mănâncă și dulciuri. Nu, dulce mâncare. Hai, te rog frumos, așează-te. Se uită pe tabletă de regulă la masă? Da. Fără tabletă să înțeleg că nu poate să mănânce? Nu. De obicei îi dai tu să mănânce sau mănâncă el singur? Îi pun să mănânce singur și când îl văd că nu mănâncă și pierde timpul doar stând așa, îi mai bag eu forțat în mai... E bun? Mama nu comunică cu Denis în timp ce mănâncă. Doar îl manipulează. Doar aici mâncați de obicei? Da. Ok. Adică întotdeauna au fost fotolile așa poziționate? Nu, a fost masa la mijloc și fotolile unul lângă altul și stăteam împreună, adică unul lângă altul. Ok. Pentru că observ că pentru el este un efort, cum și pentru tine de altfel. Ai văzut, te-ai pus pe margine, iar el la fel, să stea la masă. Postura e foarte, foarte importantă, fiind inconfortabilă, atât pentru el, cât și pentru tine. Gata? Mhm. Gata. Plăcere, să crești mare. Denis nu e chiar pericol public. Nici măcar nu este un copil atât de problemă cum îl percep părinții lui. Denis este un copil care are nevoie de foarte multă atenție.